Da, de-a doua zi de plajă. Marea un pic agitată, deoarece bate vântul. Dar, pe total, totul este super ok aici. Așa se vede hotelul Felița, Nona și în spate avem Buriana. Pregătită de plecare, mergem să explorăm ceva prin Albena, eventual la bazar. O să vă filmez și pe acolo. Să vă să ții de cărți, da? Mă te repiezi. Uite, ai văzut ce bun a fost? Și mergem la plimbare pe plajă. Este a treia zi de vacanță. Suntem de fapt la o mică alergare spre cele trei hoteluri asemănătoare celor la care stăm, și anume Gergana, Mura și la următorul nu mai țin minte cum se numește. Și din nou la pas prin Albena, de data asta în partea opusă bazarului. Ne ducem nu pe plajă, ci pe faleză până în dreptul celorlalte hoteluri pe care le-am văzut azi dimineață alergând. Iar aici avem o zonă de camping. Dacă aveți cu ce veni, uite, aici puteți să campați. Iar acolo ce se vede în spate, am văzut că erau așa ca niște acoperișuri, țin loc de umbrelă, fac umbră când ești la plajă. Capăt de linie la Hotel Gergana, de unde pleacă și mașinuțele acelea drăguțe. Mini disco, fiecare seară la ora 8:30, la Elița. Salutare va veni din Poenariu, un colegul nostru care se vine să facem ziua 4 din vacanța noastră. Totul s-a petrecut oarecum la fel ca în celelalte zile. Dimineața mare, prânz, piscină. Acum este ora 18 și ne pregătim să ieșim, să mai explorăm prin zonă. Mergem, am văzut niște scări rulante, mergem să vedem unde ne duc și acele scări, apoi ne oprim pe la o pizzerie. Iar acum vreau să vă prezint și outfitul de astăzi. Mă rog, outfit. Este vorba de această rochiță care mie îmi place mult. Port sandăluțele mele și am luat această rochiță ca să fiu asortată cu Alexandra.
care s-a prăjit un picuț astăzi, ia uitați-o și pe ea. Suntem oarecum asortate la culoare și port și această gentuță drăguță. Bun, haideți că am plecat, ne vedem de acolo. Ne aflăm la pizzerie, o pizzerie italiană și haideți să vedeți și prețurile de la pizza. Bun, hol de vacanță. Acum ne-am întors de la cumpărături din nou și vreau să vă arăt ce am cumpărat noi aici. Mă rog, și zilele trecute am luat această punguță, iar astăzi pe aceasta mai are și Erica. O să mi le aducă în curând, pentru că nu mai avem răbdare și vrem să vă arătăm, fiindcă astăzi nu prea am deschis camera pentru a filma mare lucru. Doar că în această seară am avut o cină ceva mai specială și am filmat acele scoici pe care nu le încercasem niciodată și am încercat în această seară, dar vă mărturisesc că nu-mi plac. Am avut și pește la grătar, totul bun, astăzi am avut și icre și să nu râdeți, dar chiar am mâncat o fasole mai bună ca la mama acasă. Am luat în primul rând, așa, nu știu, să încercăm să mai dăm și cadou, pentru că na, din vacanță tot timpul te întorci cu câte ceva ca să nu te duci cu mâna goală. Am luat acest rahat cu aromă de trandafir. Am luat două cutiuțe din acestea. Fetele vor să încerce această ciocobanana, seamănă cu ce avem noi. Erica și-a luat această sticluță zilele trecute, pe care a demontat de acolo scoicile și praful albastru și a umplut-o ea astăzi cu apa mării din Bulgaria și în nisip. Așa. Alexandra și-a luat de jucat acest arc, îi spuneam eu, nu știu, când eram mică, îmi doream foarte mult unul și așa că Alexandra a vrut și l-am cumpărat. Iar aici avem o brățărică, o brățară care a costat 20 de leva, pentru că spunea domnul acela că face mai multe forme, ne-a dat acolo o hârtiuță care simbolizează planetele, este și, vedeți, are și simbolul acesta al ochiului pentru D de ochi și poate face nu știu câte feluri de brățară, noi am folosit-o în acest fel, de fapt Erica a folosit-o așa. Am mai luat eu aici de o cremă, la cererea Erica, îi vrea să încerce cremă, domnișoara. O cremă de față, Bulgarian Yogurt, Yogurt Skin. Este o cremă de față cu iaurt. Un magnețel cu albena. Un pix, mi-a plăcut mie acest pix, pentru că, nu știu cum vedeți voi, este lumina de la această lampă a lor și este galbenă. Și am mai luat mai multe chestii din astea cu săpun. Deja începe să se strice. Deci am luat săpun, așa, în formă de trandafir,
cu mostră de parfum și cu strugurel de buze, balsam de buze. Mai luat așa o brățărică și un săpun cu trandafiri. Următoarea plasă, astăzi adică, am luat și rahat cu nucă, cu aromă de nuci, pentru că ni s-a spus că este foarte bun. Mi-am luat și o cremă din această, nu cremă, este o mască pentru călcâie, hidratantă, exfoliantă. Am mai folosit anul trecut și, bine, nu de la bulgari, dar vreau să încerc și pe aceasta. Încă un magnet de frigider pe care l-a ales Alexandra, fiindcă aici se văd cele trei hoteluri de aici, de la noi. Pentru a da cadou două creionașe, așa, pentru doi copilași drăguți. Un parfumel, tot cu aromă de trandafir, este un parfum, auci, stai că rup unghia. Este un parfum cu rolon, dar înseamnă să punga și nu mai vedeți ce fac eu aici. Este un parfum tot așa cu trandafir, deci mie îmi place mirosul de trandafir și este rolon. A costat 5,50 leva, peste tot cam la 6-7 leva îl găseam, dar am găsit noi un magazinaș cu 5 leva și doamna de acolo vorbea română, probabil este chiar româncă. Și am mai luat fetele încă un pix așa cu Hello Kitty. Am mai luat încă un, aici am luat un parfum tot așa cu aromă de trandafir. L-am încercat și mi-a plăcut foarte mult cu miroase și chiar mi-a rămas mirosul încă. Erica a mai luat încă un pix din ăsta cu Hello Kitty. Și din nou parfum sau balsam cu trandafir. Și cred că acestea sunt toate cumpărăturile de până acum. Să vedem mâine dacă mai ieșim și mai cumpărăm ceva. Dacă nu, am plecat cu aceste amintiri din Bulgaria. Vă pup! Bună dimineața, vă spun și astăzi de la mare. Este penultima zi aici și am ieșit la răsărit. Haideți să vă arăt cât de superb este. Nu știu cât de bine se vede, dar vă spun eu că este superb. Plus, marea este un pic agitată. Dar, nu știu, la mare nici măcar când plouă sau când e noros, nu este urât. Haideți să vă arăt. Dimineața, vă spun și astăzi de pe plaja din Albena. Sunt ultimele ore petrecute aici, la mare, iar de aici mergem la Balcic, pentru că odată acel teritoriu a aparținut României noastre și este păcat ca să nu ne cunoaștem o frântură din istoria noastră, mai ales că se spune că acolo este și o grădină botanică impresionantă. Haideți să vedeți și marea în spatele meu. Ne pregătim de răsărit. Ultimul răsărit de la mare pe anul acesta.
Recunosc că îmi pare rău că trebuie să plec, dar na, ce este frumos trece repede și este timpul să explorăm și alte locuri. Ce are special acest peisaj de la Marea din Albena este faptul că soarele nu iese direct din apă, ci iese de acolo, dintre munți. Este 6 și 10 minute, el ar fi trebuit să iasă la 6 și 8 minute, dar datorită acelui munte pe care îl vedeți voi acolo, la noi apare mai târziu. Oricum, este un peisaj splendid, un peisaj impresionant. Un răsărit ca aici, să știți că n-am prins până acum. Bun, am intrat la castel și haideți să vă povestim situație, că aici prețurile se fac după ochi. Eram două familii cu doi copii și au încercat să, deși știam că prețul este 22 de leva pe familie, ei ne-au cerut 52 de leva pentru o familie. Bineînțeles că am plătit 6 leva parcarea. Nu au vrut să treacă un copil de la mine la cealaltă familie, ne-au cerut bani în plus pentru încă un adult. Ca să știți că vă fraierez, pentru că săptămâna trecută a fost cineva și i-a spus că a plătit 22 de leva pentru o familie, iar acum ni s-au cerut 52 de leva pentru o familie, pentru grădină și palat. Deși pe site este scris 15 leva de adult, i-au cerut 30 de leva pentru adult și la grădina botanică au cerut 15 leva în loc de 7 leva. Numărul 2 este această fântână de argint. Haideți să o și vedem. O descoperim împreună, deci nu am mai fost aici, dar v-am spus, consider că merită să vedem. Și cred că aici avem o parte din grădina botanică. Doamne, ce priveliște superbă! Deci în spate se vede marea. Este totul superb aici, în afară de oamenii de la poartă. Vedem crăițe, majoritatea florilor ca pe la noi, doar că sunt foarte frumos aranjate. Aici suntem, cred că, într-un muzeu. Cum vă spuneam, nu avem ghid, nici nu s-a menționat de așa ceva.
Și intrăm la Villa Gutmann. Aici avem o vinerie unde puteți degusta vin și țuică gratuit. Jos vedem faleza din Balcic, plajă. Foarte frumos peisajul, de asta i-a plăcut Reginei Maria aici. Aici avem cactuși. Din nou, priveliște minunată. Am intrat în seră. Superbă. Avem aici rozmarin, acolo avem dafin. Aici nu știu ce vrea să însemne. Aici avem leandru, palmieri. Și acum ne îndreptăm spre castel, sper să nimerim drumul. Și aici suntem la cascadă. Chiar super locul, a știu Regina de ce a ales acest loc. Aici un magazin de bijuterii. Acolo se vede și castelul.